Bună, dragii mei, o nouă citire și o nouă săptămână. În săptămâna aceasta a Smereniei, 15-21 august, să vedem cum se așează mesajele îngerilor, ce sfaturi au pentru noi și cum ar trebui să gestionăm această energie care este destul de înșelătoare, să zic, sau ne învăluie pe mai multe planuri și noi trebuie tot timpul să facem acel pas în spate și apoi să acționăm. Deci sunt momente foarte importante în care noi e bine să stăm în poziția de observator și nu neapărat să acționăm. Este nevoie să ne conectăm cu acea liniște, cu acea energie din sufletul nostru pentru a putea să acționăm în direcția potrivită. Așa că avem destul de multe teste de dat, avem să zic că foarte multe capcane care ni se întind și sunt capcane ale ego-ului, pentru că vrem să demonstrăm, vrem să arătăm, vrem să facem pe plac, vrem să facem să fie bine, da? Deci avem tot timpul tendințele astea de a fi în energia salvatorului, care nu o să facă decât să ne dea în spate, în sensul în care o să ne retrogradeze, o să ne arate și mai clar care sunt aspectele noastre de umbră și pe ce anume avem noi de lucrat. Deci nu o să fie deloc plăcut să îți dai seama că ai ajuns din nou în noroi sau că se repetă o anumită situație sau că ceea ce credeai tu că este rezolvat nu este rezolvat nici pe departe, ci au fost foarte multe iluzii care s-au care le-ai pus tu așa, ca niște ochelari din aia roz și ți s-a părut ție că totul este din nou foarte bine și că, aoleu, ce tare sunt eu că am rezolvat și am făcut și sunt pe... Atenție foarte mare la ego-ul acesta spiritual, pentru că foarte mult pe energia aceasta a ego-ului spiritual, cine suntem noi, ce evoluați suntem, în ce credem, cât de deosebiți suntem că noi reușim să medităm sau să ne rugăm sau să facem anumite lucruri. Deci fiți foarte atenți și la nevoia voastră de a aduce pe oameni, să-i împinge pe oameni să se trezească. Ei o să vină dacă este momentul potrivit pentru ei. Noi ce putem face este să ne rugăm și să fim în această energie primitoare, adică să fim un exemplu pentru ei și ei vor veni apoi să vadă, băi, tu ce iei mă de ești așa calm în situații de genul ăsta. Da, avem adormirea Maicii Domnului pe 15, care este o sărbătoare importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că o sărbătorim și o onorăm pe Fecioara Maria. Din nou, acum am spus, nu intrăm în energia, se spune, nu se spune, la mulți ani, pur și simplu o onorăm pe Fecioara Maria, lăsați toate etichetele și toate cele deoparte, ea nu a murit, nu e, ea este vie în sufletul nostru și uite, o să primim niște mesaje de la ea și să vedem despre ce este vorba și ce ne recomandă ea și îngerii în această săptămână a Smereniei, 15-21 august. Ia uite, mi s-a făcut și pielea de găină, da? Să ne conectăm la energia cristică, l-avem pe Iisus aici, pentru că este o perioadă intensă. Eu curăț foarte mult, după cum cred că mă și auziți. E o perioadă intensă care corpul nostru trebuie să facă față la energii foarte, foarte puternice. Se descarcă niște energii foarte puternice care ne ajută și ne susțin, însă corpul nostru are nevoie să alchimizeze și să transforme anumite lucruri, să transforme această energie. Așa că e foarte important să ne conectăm la această energie cristică, să ne conectăm la Isus, să îl rugăm să ne ajute să transformăm și să alchimizăm tot ceea ce ne ține pe loc în evoluția noastră, în trezirea noastră, în pasul următor pe care îl avem de făcut. Ce pot să vă spun este că, dincolo de toate portalurile și toate astea, știți părerea mea despre ele, e foarte important să înțelegem energiile momentului și sunt momente în care se descarcă mult mai mult, în care suntem pregătiți, adică gândiți-vă la acele download-uri, da? Când descarci ceva pe calculator.
aceasta este o perioadă de descărcări puternice de care o să avem nevoie mai încolo. Adică pentru toamnă, ceea ce noi descărcăm acum va fi extrem de important. Așa că lăsați corpul vostru să alchimizeze, lăsați corpul vostru să primească toată această energie, poate aveți nevoie de curățare, poate aveți nevoie de somn, poate aveți nevoie de mai multă relaxare, vedeți ce are nevoie, poate aveți nevoie de exercițiu fizic, vedeți ce are nevoie și oferiți acest lucru. Și să vedem care este provocarea noastră. Provocarea noastră ține de integritate, ține de minciuni, aș spune. Pentru că, cum am spus și înainte, sunt foarte multe iluzii. Crezi că îți dorești ceva, obții acel lucru și după aceea îți dai seama, băi, dar eu chiar vreau lucrul ăsta. Vedeți să nu vă vindeți ieftin, pentru că există această energie a prostituatei foarte puternic activată acum și cei care ați făcut arhetipul prostituatei știți foarte bine despre ce vorbesc. Cei care nu-l știți, puteți să-l achiziționați, că l-avem pe shop. E foarte important să nu vă vindeți, să nu acceptați niște compromisuri care vă încalcă valorile. Și vezi, nu accepta o relație doar pentru că îți oferă anumite lucruri. Nu accepta un job sau să rămâi undeva unde poate nu primești ceea ce... Atenție, nu ceea ce... crezi tu că meriți, pentru că e foarte important să vezi ce e acolo și să îți dai seama dacă este potrivit pentru creșterea ta sau nu. O să avem și tendința de autosabotare în mediile care ne ajută să creștem, unde primim extrem de mult provocare și să facem distinția între alinierea cu valorile noastre, simt că aici este locul meu, dar mă provoacă, sau mi sunt încălcate aici niște valori fundamentale, deci aici nu este locul meu. Deci foarte, foarte clar să faceți distinția între cele două lucruri, ca să știți și să nu intrați în energia aceasta prostituatei. Deci fiți atenți la compromisuri pentru a vă asigura integritatea, pentru că avem nevoie de ea și avem nevoie să știm ce este important pentru noi, mai ales, cum am spus, pentru tot ceea ce urmează, ca să putem să fim în contact cu adevărul nostru. Și aici ne ajută foarte mult Arhanghelul Gabriel, să fim în contact cu adevărul nostru interior, e foarte important, da? Să nu ne mai mințim pe noi, da? Bun, și să vedem un alt mesaj. Ia uitați-vă ce frumos, ni se spune că putem să fim blânzi și puternici în același timp, adică avem nevoie să ne susținem unii pe ceilalți, să spunem nu, dar cu blândețe, să comunicăm ceea ce ne doare, dar nu într-un mod dur. Avem nevoie să lucrăm la tot ce înseamnă empatie și dorința noastră de exprimare și de... maniera în care facem noi lucrurile, că poți să fii ferm și blând în același timp și în momentul în care tu îți asumi vulnerabilitatea, tu de fapt ești doar mai puternic, da? Pentru că în momentul în care tu spui nu știu sau îmi pare rău, tu te câștigi pe tine și îți câștigi pacea ta interioară. Bun, și ia să vedem din cărțile mele cine mai vine alături de noi. Uriel, care este și arhanghelul acestei luni în citirea anuală, care ne spune aprinde lumina sufletului tău, aș spune merge pe aceeași energie, nu mai face compromisuri, fii atent la toate lucrurile care ieși din cap, ieși din minte și tot ceea ce tu credeai că îți doreai și ai primit acum s-ar putea să nu fie ceea ce tu ai nevoie cu adevărat. Și mai spun încă o dată, dacă tu primești ceva, ți-ai dorit ceva foarte tare și ai crezut că acel lucru este pentru tine, s-ar putea ca nu ceea ce tu ai primit să fie cu adevărat ce ai nevoie. Atenție, da? De multe ori ni se aduc în cale tot felul de experiențe ca să ne dăm seama ce nu vrem. Și acum este... un astfel de moment în care noi ne dăm seama ce nu mai vrem să avem în viața noastră prin aceste experiențe și aceste teste de care vă zic.
Da, interesant. Pe data de 18, dragii mei, ne vedem la București, nouă seară de meditație, abia aștept să mă văd cu voi. Și pentru Egina avem tabăra completă, toate locurile au fost ocupate. Mulțumesc tare mult pentru toată susținerea voastră. Vă îmbrățișez cu tot dragul și mulțumesc pentru susținere. Pe data de 17 mai este o lansare de carte, cele mai curate minuni, o să punem aici și link și vă invit să mergeți la acea lansare de carte. Îi mulțumesc lui Alice Năstase Buciuda pentru această invitație. Nu o să ajung, eu voi fi chiar atunci în drum spre București, însă vă invit să mergeți la această lansare unde am și eu o mică contribuție. Am împărtășit din curatele minuni pe care le trăiesc cu voi, pentru că le trăim împreună alături de îngeri. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, Scânteia Divină din mine, salută Scânteia Divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă îmbrățișez cu tot dragul. Pup, pup!